Bună seara, dragii mei, sunt Arotela. Continui etalarea la alegere cu numărul 3. Ați ales aceste de cărți, da? Haideți să vedem. Aici nu a venit nimic în mod special. Hai să vedem spiritul acestui moment, al vostru, al unei persoane. Vedem. Numărul 3. Cei care ați spus numărul 3. Lună plină în balanță. Ce se creează? Ce binecuvântări, ce bucurii, ce rezolvări aveți, nu știu ce eliberări. După luna plină înseamnă și eliberare. Vai, ce frumos! Felicitări, dragii mei! Wow! La capătul setului de cărți. Ați fost într-o relație sau cineva v-a mințit sau cineva a creat... N-a vrut să arate și a acoperit adevărata identitate. A încercat să creeze altceva. Dar voi, cu bunătatea voastră și cu energia voastră vibrantă și înaltă, i-ați atras în spațiul vostru sacru. Spațiul vostru sacru fiind orice loc în care sunteți. Dar pentru că sunteți în această vibrație înaltă, protecție, da? Înaltă, tot ce în jurul vostru se recompune, se rearanjează, își schimbă atitudinea în preajma voastră. Aici este Venus, care, prin puterea dragostei, îmblânzește orice fiară. E o energie foarte dubioasă, un personaj foarte dubios, strateg. Destul de lipsit de autenticitate, ar spune. Inteligent nu zice nimeni că nu este sau inteligentă. Dar, vedeți, e o situație în care unul a manifestat prea multă frumusețe și a fost prea multă amabilitate. Vedem cum se apare și în tarot. Dar din cauza strategiilor cuiva, a minciunilor, a falsității, nu s-a manifestat temperanță, echilibru, nu s-a manifestat o relație de la egal la egal, reciprocitate. Energia masculină trebuie să iasă din valuri, din lumea sa emoțională și să se exprime. Și să se lupte pentru energia feminină, care este foarte supărată în această perioadă. Pe aici înseamnă temperanța, e un soi de vindecare. Dacă până acum voi ați încercat să-i vindecați, de acum încolo ei trebuie să învețe să se implice. Ideea este că ceva e o energie, vedem cum apare și în tarot, o energie dubioasă, aș spune. Ideea este că orice ar fi, dacă cineva încerca să creeze niște iluzii, strategie și... Dar nu, eu zic că e aura voastră. Nu e iluzia creată de este aura voastră care pare o iluzie pentru cei care s-au obișnuit să trăiască în 3D-ul negativ, cel mai negativ. Oricum ați fi, sunteți în vibrație de dragii mei, de împărăteasă, de mare preoteasă și magician. Da? Voi vă creați universul, pentru că vă lăsați inspirați de divinitate. Sunteți într-o vibrație foarte înaltă și protejați. Sunteți protecție, sunteți protejați. Leoaicilor, în sensul de energie feminină, autoritară, înaltă, Marea Preoteasă, Împărăteasă, în varianta sa autoritară, este Venus, care conduce. Venus care conduce. Cu dragoste, cu lumină, într-adevăr, dar conduce. Nu stă, ca în cărțile de tarot, cufundată în perne și nu așteaptă să primească. Această Venus și nu doar Venus,
Este și luna. Este și Mercur. Sunt mai multe planete. Asta e imaginea unei mari preotese pentru mine. E o figură regală. Unde se oprise? Nu mai știu. Numărul 3. Trecut. Valetul de cupe, de bâte și 5 de cupe. Nu. Hai da. O aventură, eventual, atracția față de cineva v-a adus dezamăgiri, turnul, separare, interesant. Și au picat o grămadă de cărți, dar nu le iau pe acestea. Justiția, contractul cuiva, responsabilitățile cuiva sau o situație nedreaptă cu justiția și turnul care trebuie reconstruită, eventual. Trecut. Trecut. Pentru numărul 3. Ce simt? Vedeți aici lumină? Vedeți aici lumină? Lumina voastră dărâmă construcțiile tradiționale ale cuiva, ale unei energii masculine. Vedeți? Aici că este energie masculină care poartă măști. Pasiunea voastră, pasiunea voastră, originalitatea voastră, probabil că a fost prost înțeleasă, a fost confundată cu atractivitate, cu sexualitate, cu altceva. Pentru că apare un 5 de cupe, apare grete, iar energie masculină. Ori foarte timidă, ori cu acest sentiment de abandon care vine, acest, nu știu care, de ce fi zis acest, cu un sentiment de abandon care vine, eu știu, din copilărie eventual, dar ori cu energie depresivă, care stă și plânge în loc să se bucure de potențialul care este între voi, de comunicarea cu care veniți voi. Voi, în această energie foarte înaltă, da, ați oferit ceva drăguț. De care acest personaj nu s-a putut bucura? Și s-a produs schimbarea. Am zis, lumina voastră dărâmă construcțiile vechi. Interesant că aici apare o construcție, un turn. Poate că acest personaj era separat de familie, de eu știu ce, da? De o apă, printr-o apă. Poate că a experimentat niște trădări sau niște excese cu prietenii, dar niciodată n-a avut timp de sufletul său pereche. Nici nu s-a gândit, de fapt, ce înseamnă un suflet pereche. Și apare acest turn, într-o formă sau alta, separare sau trezire. Dar până la trezire apare zdruncinătura. E un cutremur emoțional și vibrațional. Interesant, în timp ce vorbesc, s-a oprit la judecată. Da? Și dezamăgire. Și dezamăgire. Dezamăgirea trebuie să ne trezească la o altă, câte judecată înseamnă trezire, la o altă realitate. Trecut. Numărul 3. Hai, o carte. Moartea. Nu știu de cât timp e acest trecut, dar poate sunteți chiar voi dezamăgiți de imaturitatea sexuală, de imaturitatea cuiva. Și ați hotărât, gata, nu mai vreau. Și repet, transformarea aceasta, transformarea asta, interesant, amândoi suferiți. Aici e un bărbat care suferă, aici e o femeie care suferă. Da, e necesară.
Dar, repet, lumina voastră, a doamnelor eventuale, a energiei feminine conștiente de ceea ce este și poate să fie un bărbat în energia sa feminină, spiritual, intuitiv, dacă nu sunteți bărbați în această energie, știți că e o femeie specială. Fără comentarii, trebuie să fie. Nu degeaba apar cărțile așa. O să și clarific. Ia uite puterea. Roata norocului. Tot ce se întâmplă, se întâmplă după o perioadă de tăcere. Da? Cineva a fost prea concentrat ori pe responsabilități, pe construcția aceasta financiară. Da? Bani, bani, bani. Familie, tradiții, joburi, eu știu ce. Și n-a comunicat. Ideea este că ce se întâmplă trebuie să aducă schimbarea. Trebuie să aducă această creștere spirituală a persoanei care trebuie să crească, pentru că una este deja crescută, energia feminină, da? Persoana orgolioasă, persoana prea egoistă, într-o formă sau alta. Ca să știți că și victimele sunt un soi de narcisiști ascunși, da? Covered narcissist. Clarificăm ea. De fapt, nu clarifică. Prezentul. Pentru numărul 2. Prezentul. O dată. De două ori. Ca să mai stau să amestec de trei ori. Da. Dorința de a avea bani a cuiva este transformat. Degeaba ai bani. Dacă nu ai, eu știu ce. O să clarificăm. În prezent, împăratul, ups, spânzuratul și valetul de monede. Se produce totuși o schimbare de percepție, de viziune a acestui bărbat, eventual. Știți cum e proverbul ăla? Dai cu capul de... Cum era? Ca să vezi pragul. Dai cu capul de pragul de sus ca să vezi pe pragul de jos. Sau căzătura asta, zdruncinătura asta trezește la realitate. Își dă jos măștile care erau aproape lipite de față, de nu mai știa care e fața lui și care e masca. Da? Și intră în transformare. Și voi suferiți în această perioadă, dar transformarea asta este necesară ca să-și descopere potențialul. Energia masculină nici nu știa, ia uita și diferență între acest copilaș care timid, timorat, eventual poate regele de monede implicat în, eu știu, construcția turnului său. Care o fi acela, variază de la om la om, da? Și împăratul, ca și schimbare de perspectivă. Acest personaj își va schimba atitudinea. Dar, ce mai simt, va vrea să crească, să evolueze pentru... N-ai cum să fii, ia uitați, nu merge. Nu merge să stai lângă asemenea personaj așa plângând, nu. Nu există, nu se poate, e absurd. Da? Ca să poți să stai lângă această împărăteasă, preoteasă, magician, personaj care își creează, e conștient și își creează viața, trebuie să fii într-o vibrație înaltă, împărat, da? Împăratul și împărăteasa. Ideea este că mai simt că acest personaj vrea să fie așa, a înțeles, vrea să înceapă să studieze, valetul de monede studiază cum să fie și probabil că va încerca o comunicare, va încerca să ofere ceva, dar, iar, să revin la mesajul acela important, dacă oferă prea repede, țineți minte că este din dorința de a vă lega, de a vă avea, pentru că împăratul este 4, este foarte posesiv. Da, știe că trebuie să crească, știe că la, dar până atunci lasă, că nu pot eu să stau să pierd ocazia. Așa sunt? Ghidată. Nu știu. Zece de spade, da? E o durere. E un ciclu. Vorbim de ciclul care se încheie la lună plină, da? Zece de spade. Suferință. Trădări. Conflicte. Lupte. Abandon. Da? Toate
Trebuie lăsate să se ducă pe apa sâmbetii. E o apă, da? Apa sâmbetii e aici. Ca să mergeți către vindecare. Mai simt un mesaj. Dacă cineva își părăsește destinul, persoana predestinată, persoana luminată, o lasă în spate, se va simți abandonat, se va simți tot timpul într-un conflict cu ceilalți și va ajunge la un capăt al răbdărilor. Dar, repet, necesar ca să se producă schimbarea, transformarea, evoluția. În fine, hai să facem acum o pauză un picuț. Și să și clarificăm. Interesant, vorbeam de împărat și a apărut patru de monede, o persoană încăpățânată, tradițională. Clarificăm cinci de cupe. Ia uite, patru de cupe. Regret, acest personaj a regretat că nu a primit această ofertă. Dar de ce n-a primit-o? Nu, scuze. Ia uite, de la cine preîmpărăteasă? Ia uite, personajul acesta independent. Care știe ce vorbește cu spiritele în sensul că are comunicări înalte. Poți vorbi lucruri frumoase, are reușite, da? Și celălalt se simțea, ia uite, se simțea părăsit, se simțea că nu merită, că eu nu merit, că e așa, de ce să fac, că nu știu ce să fac, blocaj mental, programe mentale. Nu neapărat că-s prea sărac, că poate nu era, că era rege de monede, dar prea îngrijorat, că m-a părăsit, că toată lumea mă părăsește mai devreme sau mai târziu, că dragostea nu e așa, că mi-a zis mie mama, mi-a zis mie tata, că nu trebuie să te luți pentru dragoste, ci pentru bani. Mai dăm pe patru de cupe o carte. Când atracție era, comunicare originală era, bucurie într-o formă sau alta era, uite, valetul de cupe. Ar fi trebuit să-și ceară scuze mai mult sau mai puțin. Pentru ce? Pentru pasivitate. 5 de cupe, 4 de cupe. Eu cred că voi le-ați oferit valetul. Pentru că 3 înseamnă comunicare, da? Și valeți înseamnă comunicare. Ați oferit și comunicare emoțională și pasională, da? Și ați mai și flirtrat, ați oferit și compasiune. Dar, degeaba, n-ai cu ce, n-ai cu ce. Am senzația că s-a creat totuși o adicție față de energia aceasta vibrantă leoaicelor, leoaice în sensul de persoane pasionale, bărbați, femei nu contează. S-a creat o adicție. S-a creat o adicție. Eventual, o relație karmică stă între voi și renaște între voi și renașterea acestui personaj. O relație karmică. Clarificăm turnul. Împărăteasa. Asta e lumina voastră, dragostea voastră. Trezește. Uite, împărăteasa. Dragostea voastră, lumina aici, lumina aici. Dărâmă construcțiile vechi. Probabil că mama cuiva, soția cuiva, iar a pus niște blocaje și a influențat pe acest personaj să fie defensiv, da? Față de stea, față de destinul său. Care a venit cu o unică, care a cuvântat într-un fel vindecător. Dar, hai să mai vedem moartea, clarificăm moartea. Ideea este că și voi v-ați trezit. Și a zis, hai, pardon, am încercat să fiu blândă cu tine. Am încercat să fiu valet, când eu de fapt sunt împărăteasă, sunt preoteasă, sunt magician. Am încercat să fiu valet, ca să vin mai aproape de tine și nici așa nu merge. Ia să pun eu capăt. Clarificăm moartea.
marele preot. Wow! Se dărâmă, se transformă, se dărâmă construcțiile, tradițiile trebuie transformate, tradițiile. Învățătura voastră transformă și învățătura voastră vine într-un mod foarte, să zic, uranian, neconvențional, plutonian, foarte adânc, foarte profundă. Este și învățătura și influența, dar și transformarea. Moartea unei familii, interesant. A cui familii? Variază, voi știți. Este că tot ce se întâmplă, se întâmplă ca să o luați de la zero. Să vă găsiți alți prieteni, eventual, alt suflet pereche cu care puteți fuziona. Ia să mai vedem totuși. Mai dăm o carte totuși. Trecând peste această variantă, mai vreau să mai spun o variantă. Unii dintre voi, dintre voi, doamnelor, împărăteselor, mare preotese, adică persoane intuitive, unii dintre voi ați avut de-a face cu un personaj foarte imatur, da? Foarte imatur, depresiv, dezamăgit de viață. Dar am zis, v-ați trezit și voi, nu e doar trezirea lor, este și trezirea voastră. Înțelegeți, educația pe care poate ați primit-o și voi și acel personaj. Împărăteasa, clarificăm împărăteasa. Împăratul și împărăteasa în aceeași etalare. Interesant. Bine, asta e împărăteasa, am văzut și mai devreme prin această protecție, dar văd că și în tarot apare. Extraordinar. Ia uite așa ce a apărut. Ați înțeles, băi? Hai, pardon. Care e valoarea mea? Da? Tu ce mi oferi? Nimic. Nada. Nada. Nothing. Rien. Eu îmi cunosc valoarea. Și valoarea mea nu e doar profesională, materială. Nu ofer doar stabilitate. Ofer mult mai mult, da? Ofer învățătură. Ofer educație. Ofer creștere spirituală. Ofer trezire. Ofer transformare. Valoarea mea este una excepțională. Dați-mi voie să vă să vă încurajez, da? Și ați hotărât. Prefer să stai cu soția? Ok. Sau cu mama prea tradițională sau cu să te concentrezi prea mult pe bani? Ok, stai cu banii, cu educația, cu soția aceea care scalcă rufe și spală vase. Ok, pa, 8 de cupe. Da? Plecarea voastră, trezirea voastră, turnul, da? Este și al vostru. Pardon? Am o călătorie de făcut, am decrescut, am demers în templul meu. Și blocați. Clarificăm, ale preot. Pentru că pentru mine regina de monede înseamnă și femeie căsătorită, soție, mamă, persoană tradițională. Și am zis, tradițiile se dărâmă. Da? Dacă acest personaj era prea concentrat pe tradiții, da? Deprimat, probabil că... În fine, da? E acolo o traumă. Voi ați încercat să-i vindecați, n-au vrut să primească lumina, dragostea voastră. Nu că n-au vrut. Au vrut, dar nu suficient de puternic. 9 de spade.
Acum ei își fac griji, stres, se stresează. Că voi ați pus capăt. Și face parte, iau de asta. Cum? Își dau seama că de fapt iubesc. Vă iubesc. Astfel de cupe. Vă iubesc. Dar trebuie să se lupte, nu să stea în energia asta pasivă. 5 de cupe, 4 de cupe, să mai comunice din când în când, eventual. Deși, repet, valetul cred că vă reprezintă pe voi. Pentru că voi aveți comunicarea. 3, 3. Mai dăm o carte pe 9 de spade. Mai dăm o carte pe 9 de spade. Puterea, dar a venit orizontal. Ori luptele în familie stresează foarte mult acest personaj despre care am vorbit, ori un sentiment de lipsă de putere, de încredere. N-are încredere că poate să evolueze, n-are încredere că voi într-adevăr ați vrut să fiți lângă ei, ce sunteți voi, împărăteselor. Și aici sunt ei, natura lor pământeană, plină de ego, de orgolii, de frici. N-au putere să iasă. Ar vrea să iasă. Dar deocamdată n-au putere. Sau cel puțin în trecut, că e o chestiune care ține de trecut. Eventual, poate că și voi v-ați consumat puterea. Oferim cuiva care nu a fost pregătit să o primească. Să înțeleagă mesajul, da? 4 de cupe, 5 de cupe, când voi aveți aici valet, da? De-aia v-ați trezit și voi. Dar turnul de 2 ori, what the fuck? Ia uite. Tăceri. 7 de spade, minciuni. Distanță între voi, poate. Am zis, poate acest personaj era la distanță și de casă și trebuia să jongleze între job și casă, una la mână pentru unii. Dar tăceri. Minciuni, fugă. Sau mai bine zis, lipsă de implicare. Încheiați acest ciclu. Ia dăm și pe valetul de cupe. O carte. 10 de bâte. Responsabilitățile cuiva. Acest personaj este... Dar și voi v-ați consumat energia. Pentru că știați că sunteți suflete perechi. Știați. Și ați venit să-i ajutați. Eu așa simt. Sau poate a fost invers povestea. Vedeți și voi unde sunteți. 6 de cupe. Ați tot încercat să vă împăcați după refuzuri, după abandon, după aia. Până când? Ne va sătura și voi. Hai să vedem acum în prezent. Pentru că cineva nu știu ce să aleagă. Relația care stă pe loc sau relația care extinde universul cunoașterii. Împăratul, clarificăm împăratul în prezent. Ah, nu, 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 stai. Să vedem și... Viitor. Pe scurt termen. Adică, nu știu, vedem, variază de la un om cum se va manifesta. Am mai spus, nu dacă am spus. Aceste cărți vă pot reprezenta și pe voi, nu doar pe el, energia masculină. Voi, împărăteselor, trebuie să deveniți împărați, să intrați în energia voastră masculină, să schimbați un pic perspectiva, să începeți un nou proiect eventual, să creați ceva, valetul de monede, să comunicați, eu știu, vom vedea la clarificare. Ideea este că voi trebuie pentru unii dintre voi să vă regăsiți stabilitatea după o perioadă în care v-ați consumat energetic, eventual după această poveste, după acest ciclu care trebuie încheiat. Dacă cumva mama cuiva sau mama copilor a picat sau femeia divină a picat, a avut un accident,
Voi știți, undeva în trecut. Vă creează, v-a creat niște probleme. Căderea cuiva, a unei mame, a unei soții, a unei, eu știu, sau poate a energiei feminine, divine. Un accident. Dar e de domeniul trecutului. Că v-ați transformat, v-ați ridicat, sunteți mai puternici cu eforturi, dar, da, că a stat la pat cu eforturi și cu credință, v-ați transformat. Așa. Deci, am zis că voi trebuie să vă găsiți împăratul din voi acum. Bărbați, femei, ce o să fie? Să manifestați stabilitate. Nu vă mai concentrați pe comunicare, pe abundență, ci pe stabilitate, pe a vă reține, a vă proteja ce aveți. Adică trebuie să vă protejați ce aveți, ce ați creat până acum. Viitorul. O dată, pe doi, trei ori. Dezamăgire. Încă vibrează dezamăgirea. S-a simțit aici supărare. Magicianul. Șase de spade. Și 10 de spade. Vă eliberați de încăpățânarea cuiva. Interesant că împăratul a apărut sub această energie. Dacă acest personaj a rămas și rămâne încăpățânat și a zis încă știe că trebuie să ajungă la punctul de împărat, dar mai are ceva de transformat în el. Are multe. Și posibil, am zis, va vrea să vă fac o ofertă ca să vă țină legați de el. Și asta înseamnă că se va manifesta într-un fel manipulator. Dar voi știți, voi intuiți, da? Și veți ști să lăsați manipulările și să vă eliberați acest ciclu. Și repete, eliberarea, chiar dacă turnul s-a produs, chiar dacă a spus punct, gata, nu mai vreau. Eliberarea energetică vine un pic mai încolo. Aici este ce ați comunicat. Trei înseamnă comunicare, da? Poate și practic. A zis, gata, nu mai vreau. Dar, înțelegeți voi, lucrurile se manifestă în timp. Hai să și clarificăm. Clarificăm împăratul. Extraordinar, regele de monede. Prea fixat pe material. Dar totuși diferența între regele de monede și împărat, într-adevăr, persoană căsătorită, da? Apar tradițiile. Este că, totuși, la regele de monede acesta are un grad de autoritate, dar împăratul nu poate fi condus. Eventual, parte din lecția acestui bărbat este să învețe să fie independent, să-și conducă singur viața. Dar, împartă o suflete perechi și justiția. Iar justiția, marele preot, eremitul, căsătorie toată ziua, care atrage tăceri într-o relație de suflet. 6 de cupe, 2 de cupe. E o relație între voi. E o relație, dar dreptatea este pusă la încercare, aș spune, pentru că e o lecție aici. Este pusă la încercare. Marele preot și regina de monede, iar. Și asul de cupe. Și confuzie. Tradițiile, mama, soția și dragostea, această nouă dragoste. Mai dăm o carte pe regele de monede. Foarte încăpățânat. Foarte încăpățânat. Și dacă ar fi să fiți voi, și voi ar trebui să fiți la fel. Și totuși acest personaj interesant, foarte încăpățânat și foarte tradițional, se trezește, da? 2 turnuri și apare și asul de spade. Repet, separarea, plecarea voastră, 8 de cupe, plecarea voastră și conștientizarea și eventual și exprimarea valorii voastre, îi trezește la realitate. Înțeleg că, de fapt, ei au fost fericiți cu voi.
că ar putea să fie fericiți cu voi. Că ar putea să... E o aia extraordinară împărăteasă. Asta înțelege. Că au fost blocați mental de rațiune. Dar dragostea a fost tot timpul. Regina de cupe, împărăteasa, ambele reprezintă dragostea. Dragostea a fost tot timpul în preajma lor. Și ei ce au făcut? S-au lăsat blocați. Da? Au plâns. Au plâns după cineva sau s-au lăsat influențați mental. Și n-au făcut nimic. 5 de cupe, 4 de cupe. Clarificăm spânzuratul. Acum, repet, în legătură cu voi, voi concentrați-vă pe profesie, asta e adevărul vostru, victoria voastră, și veți atrage oameni puternici care să vă ofere. Eventual ar putea să fie pentru voi, dragii mei, afară de procesul acestui personaj, pentru că de acolo până aici e cale, cale lungă. Ar putea să fie și pentru voi un personaj foarte bogat, cu regele de monede și împăratul, un personaj foarte bogat care să vrea o victorie, să vrea o nouă relație cu care puteți să fiți fericiți. Nu vreau să vă creez iluzii, dar am spus și posibilitatea asta. Spânzuratul. Spânzuratul. Da. Hai, spânzuratul, te rog frumos, în prezent. Spânzuratul, 5 de monede, valetul de cupe și 2 de monede. Ce se întâmplă și cu voi și cu ei și cu eventual o altă persoană care vine în viața voastră, îi va determina pe cei care v-au ținut pe loc, pe cei care, pe care i-ați lăsat, pentru că trebuia să-i lăsați, da? Se vor simți abandonați, vor vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, se vor simți abandonați și vor vrea să eventual să ofere niște scuze sau măcar să exprime parte din sentimentele care le-au față de voi, că am văzut 2 de cupe mai devreme. Dar în continuare vor jongla între voi și ce mai fi încă eventual, da? Încă. Au foarte mult de lucru la ei, 7 de monede. Au foarte mult. Valetul de monede, te rog frumos. Uite. Ce asta? Regina de spade. Am văzut-o mai devreme, da? Regina de spade se gândește cum să ofere ceva, da. Rațiunea, intuiția, probabil începe să lucreze după această zdruncinătură. Un cutremur cineva, așa vine și îi zdruncină, ia de umeri, bă, trezește-te, ho, ce faci? Stai așa ca, na, 4-5 de cupe, stai ca 4-5 de cupe și nu faci nimic. În fine... Se va produce o trezire, va vrea să ofere asul de monede, interesant, dar vine doar cu un valet. Da, va vrea. Clarificăm regina de spade? În mod special planete în balanță, dar nu obligatoriu. Mai dăm o carte. Pentru că regina de spade e o energie totuși feminină. Ia să vedem dacă nu cumva vă reprezintă pe voi. Mai dăm o carte pe regina de spade. Hai. Mai da greu vin la ora asta. Hai, e luna plină. Regina de spade. Interesant că în aceste decarți regina de spade se gândește, hai mă. Da,
A meritat așteptarea? Va vrea obsedant să se împace. 6 de cupe și judecata. Obsedant va vrea să se pace. E obsesie. Să se împace cu voi. 6 de cupe și judecata. Pe de altă parte, va înțelege, ce mai înțelege, că relația karmică în care stau este extrem de toxică și stau doar pentru copii și vor dori să renască. Da. Da. Magicianul telefonul ăsta în viitor. Interesant, magicianul a venit cu artistul și regele de spade. Energii total diferite. Unul creează, aș asimila artistul, aș asimila, aș asocia artistul cu marea, cu împărăteasa, pentru că ambii creează, da? Asta este. Arta înseamnă creație. Voi vă creați universul vostru. Da? Voi sunteți artiștii vieții voastre. Celălalt, persoană rațională. Regina de spade sau regele de spade. Același, când avem două cărți pentru același personaj, da? Ideea este că amândoi puteți să manifestați, aveți această capacitate de manifestare. Însă, în plus, artistul mai are altceva față de rațiune. Are conectarea la alte lumi. Eventual, acest personaj care trebuie să se transforme, trebuie să învețe, de fapt, diferența între, am zis, a fi magician, a manifesta strict rațional și experimental, aș spune, așa, și repet, a manifesta intuitiv, pentru că artistul observă, e intuitiv și, repet, conectat și la alte dimensiuni. Asta va trebui să învețe personajul care trebuie să se transforme. În plus, mai dăm o carte. Ce cărți am? Justiția și 3 de cupe. Iar contractul, căsătoria și triunghi amoros. Și din cauza asta apare magician. Am spus că... interesant! În viitor apare acest magician ca un potențial al vostru. Aveți în prezent, prezentul varind, aveți în prezent două oferte. Veți avea cineva vrea să se împace, cineva vrea să creeze ceva nou, o fericire, o victorie, da? Un bărbat important. Și voi, depinde de voi ce alegeți, ce vreți să manifestați, da? Magicianul sunteți voi, dar voi trebuie să alegeți între un personaj rațional care nu și-a arătat emoțiile, și un artist. Wow! Un artist care eventual va duce, nu știu exact, ori va duce justiție divină și persoana rațională vă ține în triunghi amoros, ori invers. Artistul va continua să aducă bucurie, dar va mai fi și cu prietenii. Și persoana rațională ar putea să vă ofere în timp justiție, contract, stabilitate. Că au venit așa, două și încă două. Dar depinde de voi. Complicate căile Domnului. 6 de spade. Patru de bute. Lăsați o casă în urmă. Interesant. Unii dintre voi veți lăsa o casă în urmă. Eventual veți face o călătorie, pentru că patru de bute invers duce către 3 de bute. Veți face o călătorie. Și 10 de spade. 10 de spade.
Regele de cupe, vai, mai, mai, mai. Este totuși sub 9 de spade, sub toată povestea aceasta. Mai, mai, mai. Eliberarea de suferință va duce dragostea adevărată într-o formă sau alta. Mai, da. Iar alt bărbat, numai bărbați aici, doamnelor, împărăteselor. Mai dăm o carte pe regele de cupe. Mamă, regele de cupe, ce frumos. Regele de cupe, te rog frumos. Clarificăm regele de cupe. Mai, mesaje frumoase, chiar dacă vii mai greu, chiar dacă e târziu noaptea, dar asta e. Regele de cupe. Vin greu. Nu știu de ce. Probabil că și la voi se mișcă lucrurile greu. Ha, interesant, a venit 10 de monede invers. Probabil că cineva totuși va renunța la o căsătorie, la o căsătorie, la o familie. Extrem de tradiționale, 10 de monede, dar invers. Cum am zis, se dărâmă niște fundații. Pentru că acolo nu s-a simțit de fapt niciodată în siguranță. Acolo s-a simțit trădat. S-a simțit trădat acasă și renunță. Poate sunteți voi care vă simțiți trădați în familia din care faceți parte. Și atrageți oameni de genul acesta. Atrageți cu traume. Și vă veți vindeca. Veți întâlni dragostea vieții voastre. Eventual, personajul acesta va începe să vă iubească și va dori să vă ofere dragoste. 10 de monede. Invers. Mai dăm o carte pe 10 de monede. Gata, știu că trebuia. Da, va vrea. Cavalerul de spade. Va vrea să vină, să muncească în relație cu voi. Mai dăm o carte pe 10 de monede. 10 de monede înseamnă că vrea să renunțe la familie, la tradiții, la contracte, că vorbim o justiție și un rege de spade. Poate să fie un divorț, eventual. Ar putea cineva să lase în urmă o casă, interesant. O casă, o căsnicie. Iar 10 de monede invers. Pentru că se simte trădat, se simte suferind acolo, vrea să se bucure de dragoste, dragostea fiind voi. Simte emoții pentru voi. Clarificăm. 10 de monede și regele de cupe. 10 de monede și regele de cupe. Cineva renunță la tot pentru voi, dar, repet, poate că și voi lăsați o casă ca să mergeți înspre dragostea adevărată, într-o formă sau alta. Veți trăi și veți vedea. Totuși, nu e talare personală, e talare colectivă, totuși. Dă-o încolo, că am clarificat de m-am... Ia uite, s-a făcut 48 de minute. Ia uite, luați la zero. Vă zic că cineva renunță la o familie din dragoste, vrea să o ia de la zero. Din dragoste vrea să o ia de la zero. S-a întâmplat? S-a îndrăgostit. Asta e. Cam atât deocamdată. Cred că e absolut suficient. Sunt conflicte, va trebui făcute, eu uite, drumuri, va fi trebuit spus adevărul. Trebuie luptat pentru acest început, pentru această dragoste, dar, puf, complicate. Mai vedeți la alte etape. Cam atât, cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!